Cuplurile de aur ale orașului Salce au fost premiate de către edilul șef al localității, Ilie Lungu, dar nu înainte ca mirii, care au găsit puterea să petreacă 50 de ani de viață împreună, să-și reînnoiască jurămintele în cadrul slujbei religioase oficiate la Căminul Cultural din localitate. Ale cuvioșilor Dumnezeu purtători părinței noștri și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Așa și Teodora Săvel și Argentina și păzește într-o mulți ani. La mulți ani fericiți să trăiți. Ia să vă văd cum vedeți de mâna mă văd după ce sănătate, Doamne ajute, sunteți niște modele pentru o lume care e într-o continuă zbatere. Știți dumneavoastră ce s-a întâmplat în bară, un referent cu familia care nu a trecut și celelalte probleme. Pentru noi, cei mai tineri, eu mă consider încă tânăr, dar așa, sunteți niște modele. Ulterior, cuplurile de aur au fost invitații de onoare ai spectacolului intitulat Datin și obiceiuri de iarnă, organizat de către Primăria Salcea, tot la Căminul Cultural. Și una, asta-i buchițica mea, la toată la dreapta și la stângă tot așa!
Să vă mulțumim.